Reamintim informația momentului. O explozie a avut loc în această dimineață în localitatea Călimănești din județul Vrancea. Din nefericire, în urma incendiului, 4 oameni au murit, iar alți 5 au fost grav răniți și ulterior transportați de urgență la spital pentru îngrijiri medicale. 2 dintre răniți sunt aduși cu elicopterele zmur către 2 spitale din capitală, iar alți 3 sunt deja sub supravegherea medicilor din Adjud. Și discutăm acum cu domnul Cătălin Toma, președinte al Consiliului Județean Vrancea. Bună dimineața! Bună dimineața! Ce informații aveți pentru noi, domnule Toma? Pot să vă spun că la ora 1:30 noaptea a fost, de fapt mai devreme câteva minute, a fost declanșat planul roșu, pe urmare acestei deflagrați. Toate instituții, organizare și situații de urgență au fost activate. Pe moment s-a blocat accesul, pe DN, pentru că pe 85, pentru că era la o distanță nu atât de mare și punea în pericol. Și pentru câteva minute, după care s-a intervenit la fața locului, s-au descoperit persoanele decedate. Ați spus foarte bine, 3 sunt la ajut și din ce am înțeles vor fi externate astăzi, iar 2 sunt duse deja de pe la ora 4 la București, unul la Baltasar și unul la Floreasca. Persoane care la momentul acesta înțeleg că sunt sub supraveghere mult mai atentă, existând mai multe riscuri. În rest, pe partea de gaz, pot să-i asigur pe locuitorii din Adjud, din Focșani, din Odobești, că nu vor fi întreruperi. Cei de la Transgaz au făcut tot posibil, au găsit rute alternative pentru a putea furniza gazul în condiții normale. Din ce am mai vorbit cu dumnealor, la momentul acesta când vorbim, echipele sunt deja pregătite, stau și așteaptă intervenția autorităților din punct de vedere judiciar și ISU pentru a elibera zona și pentru a putea înlocui bucata de conductă care a fost afectată. O conductă care furnizează gaz la 35 de bar. Încercut. Așadar, da. În acest moment este sistat gazul sau... Nu a fost sistat decât, să zicem, 10 minute la momentul deflagrației, după care a fost reluat, v-am spus, prin aceste rute alternative. De asemenea, nu sunt probleme în zonă nici în ceea ce privește traficul. Nu, s-a eliberat undeva la ora 2, din ce știu, sau în jurul orei 3, din ce am informările, și traficul a fost pus în circulație normală. Spuneați că a fost la acel moment casele instituit un perimetru, n-au fost afectate case. Sunt undeva la 800 de metri distanță, este până la prima casă. Dar cu toate acestea vă dați seama că deflagrația a fost extrem de violentă, observându-se și din Focșani și din Bacău. Da. Vă mulțumim foarte mult pentru aceste informații, domnule Cătălin Toma. Președintele Consiliului Județean Vrancea a fost alături de noi. Mergem la o scurtă pauză de publicitate acum și vom reveni cu informații suplimentare despre acest subiect foarte, foarte grav pe măsură ce vom avea acele informații.